o dată pe secundă. Ia să vedem, ia să... Avem un hater, lasă-i bine. Tu-s Dumnezeu, măte de pervers. Mă faci să-mi jur de la început. Putu-s gura, măte. Uite, bă, că avem hater. Ia să vedem dacă mai e cineva aici, nu mai e. Așa, să mă reglez frumos. Stai să mă, reglez așa frumos, cum trebuie. A, uite cum a intrat haterul. Cum am dat drumul, hopier. Băi, vă salut, vă salut cu respect. Stai două secunde, că ne revenim frumos. Antoane. Bă, cum am dat drumul la ăsta, ce crezi? Direct hater. Direct hater a intrat. A intrat, domnule, tâlharul, nenorocitul. Auzi cum zicea tâlharul, nenorocitul. Băgați-i pula. Stai așa. N-am mai făcut, frate, live de mult și nu mai știu aici. Nu mai știu, vrei să te mint? Mi-apare o grămadă de setări, o grămadă de... Am 7 ani de când n-am mai făcut live. Tot cu 17 telefoane sunt. Stai să văd, stai așa. A, mă, nu e un băiat de Doamne ajută aici. N-au mai bulangii și perverși. Și mafioți. Fii atent, mă, băiatule, bă, câte setări trebuie să faci. Câte setări trebuie să faci, trebuie să-l duci încolo, întorci vertical, orizontal, morți, răniți. S-a schimbat și YouTube-ul ăsta. Nici ăsta nu mai e ce-a fost. Nu mai e YouTube-ul ce-a fost, bă, frate. Nici oamenii nu mai sunt ce erau. O, uite-l pe Narcis! Te salut, Narcise. Ai, mă, că ai intrat hater, i-a zis Antoare, tâlharul ăla, a venit tâlharul ăla înapoi, domnule, a zis unul. Auzi, prima persoană m-a luat. M-am intimidat să mor eu, dacă nu m-am intimidat. A venit la intimidare. Tâlharul s-a întors înapoi. Futu-ți gura, mătii. M-a făcut să jur de la primele secunde a life-ului. Te salut, Narcise, te salut, frate, te salut. Ai zis Antoane, uite-mă aici. Bă, am vrut să dau drumul la un live pe bune de respect pentru membrii mai mult, pentru prietenii noștri care sunt membri, care le mulțumim și de respect, îți dai seama. Ai să vezi ce m-a speriat pe mine de n-am mai intrat pe live. Ai să zici, bă, las-o, dragă, bă, nu m-a speriat multe la viața mea. Dar știi cum e. Da, 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 mi-a făcut introducerea frumos. A intrat ăla, ia uite, s-a întors tâlharul, zic, înapoi. Bă, dar ce ai cu mine, măi, omule? Bă, ce ai cu mine, mă, că sunt cel mai cuminte băiat posibil. Bă, n-am mai intrat pe live, într-adevăr, n-am mai intrat, cred că de luni de zi. Am avut și ceva probleme, e adevărat. Dar, cum bine știți, am făcut și eu TikTok. Bă, am făcut și eu vreo 2-3 live-uri pe TikTok. Ileanu, Antoane, bună seara. Am făcut și eu TikTok, frate. Și ai să zici, băi, Antoane, te-a amenințat cineva sau te-ai speriat de la TikTok. Băi, stai să vezi. Stai să vezi. De unde umble, măi, băiatule? La muncă, domnule, la muncă. Sunt un băiat muncitor, sunt un băiat cu minte. Stai că ajungem și acolo. Acum, ce crezi? Bă, frate, am făcut și eu vreo 2 live-uri pe TikTok. În seara asta chiar de plăcere am vrut să dau drumul la live pe YouTube și pe bune. Bă, de plăcere. Am zis, bă, vreau eu, simt eu nevoia să mor eu, dacă nu, familia să culca. Și am zis, bă, eu dau drumul la un live pe YouTube. Simțeam așa nevoia, știi, să fac un live. Îți dai seama, pe bune am puțin emoții, nu știu de ce,
Că nu-i prima oară, dar am ceva emoții. Îți dai seama, a trecut ceva câteva luni, n-am mai făcut un live. Nici nu știi de unde să o iei, unde să ajungi. Da, în fine, mă descurc eu. Mai am făcut anumite live-uri pe TikTok-ul ăla, ai să zici, bă, s-a tras de la TikTok. Nu, frate, nu-i vorba că s-a tras sau... Dar a declanșat ceva în creierul meu și ai să vezi ce a declanșat. Acum un prieten de-a nostru de aici, din comunitatea noastră aia, care era înainte micuță, foarte micuță, ce îmi zice? A, Antoane, să facem și noi cum e cu TikTok-ul ăla. Băi, dar nu mă mai vedeți pe mine pe TikTok niciodată, asta o garantez. Dar trecem peste. Nu uite de mine, frate, eu sunt băiat cu caracter, sunt băiat cum trebuie. Acum ce zice? Hai mă, frate, să facem și noi. El ce zice? Hai să facem. Băi, prietenul meu, te mint, am respect pentru băiatul ăla. Și nu că-l dau în primire sau aiure. Și așa n-am făcut niciun ban pe chestia asta. Hai mă, facem și noi o ceartă, facem oaia, așa se urmărește pe TikTok. Bă, nu era terenul meu. Adică nu pot să stau cu tine la masă și după aia să te înjur. Nu, te salut, Mariane, te salut. Adică nu-mi stă mie în caracter, ai înțeles, să te înjur nici la mișto. Chiar dacă ești tu, nu pot, frate, nu pot. Eu nu sunt actor, eu nu sunt ca alții, ai înțeles? Alții au mai furat din astea. Eu vorbeam cu mulți care sunt mari acum. În ghilimele mari, că tot aiure. Și vorbeam cu ei și când îi vedeam pe live-uri se transformau. Bă, eu știam că e content. Mulți nu știa că e content. Înțelegi? Și eu m-am prins târziu de chestia asta. Acum ce zice băiatul? A, bă, frate, facem o ceartă. Bă, nu vreau. Bă, hai să... Eu acum vreau să prind pe vreo doi de pe la mine, de pe la Galaspa. Acolo că eram sigur că intră la 8 și vreau să-i prind eu un 8 sai pe aia să-i iau urât. Înțelegi? Și accept într-un fel sau altul. Bă, dau drumul la live cu băiatul respectiv. Bă, să vedea, frate, că nu era, ai înțeles? Eu urmăream mai mult, nu să ai să zici, bă, Antoane, urmăreai bani. Bă, mie nu trebuie bani. Și voi știți asta care a fost lângă mine. Nu-mi trebuia 13 euro să mor eu. Dacă trebuia 13 euro după TikTok, poate iau două pachete de țigări. Acum ce zic? Lasă-mă că așa văd și cine mi-e dușman. Așteptam eu pe cineva la colț, înțelegi, ca să ridic mingea la fileu, să-l prind pe respectivul și zic, sigur, intră acolo și vorbește prost și după aia îl desmembrez eu în felul meu. Eu eram prieten cu omul, mă, vrei să te mint? Eram prieten și eu respect pe băiatul respectiv din suflet. A fost lângă noi, ca și cum aș certa cu Marian Gata sau cu Narcis, ai înțeles? A fost cu noi aici și e cu noi. Bă, mulți acum, fraieri, vrei să te mint? Bă, fraieri, miroseau a fraieri din la kilometri, ei sunt de șmecheri. A început să vorbească prost de mine pe acolo, ai înțeles? Bă, niște fraieri, bă, dacă s-a văzut cu 3 tatuaje și cu 17 flotări, gata, erau și șmecheri. Bă, fraieri, bă, vorbeau prost pe acolo. Hai să zici, bă, te-a supărat. Bă, nu m-a supărat chestia asta, că eu știam, ai înțeles, TikTok. Problema este că de la o convorbire de la una la alta, bă, repet, nu e vorba că dau eu pe băiatul respectiv în primire sau aiure. Eu încă o dată zic că respect pe băiatul respectiv. Bă, de la, fii atent ce agitat sunt. De la o vorbă la alta, ce zice băiatul? Zice, băi, Antoane, bă, tu ești băiat bun, ești elea, ești cu familie, ești cu copii, ești cu... Da, frate, așa sunt. Bă, când intri pe TikTok-ul ăsta, trebuie să te dezbraci, frate, de caracter. Băi, fii atent vorba asta dacă nu m-a speriat și pe bune. Bă, nu m-a speriat pe mine nimic în viața asta. Să mor eu dacă m-a speriat. Și eu nu zic la vrăjeală. Știi lumea, frate, eu când a trebuit să mă duc la pușcării, m-am dus la pușcării, când a trebuit să fiu afară, am stat afară și tot așa. Zice, băi, trebuie să te dezbraci de caracter, frate, adică nu trebuie să... Într-un fel sau altul trebuia să renunți la orgolii, trebuia să renunți la multi, dar mai zici, bine, Antoane, și nu le știai. Băi, YouTube-ul nu e așa. YouTube-ul nu e așa. Scârbos rău TikTok-ul. Bă, să mor eu dacă mă mai vezi pe TikTok niciodată. Dacă mă vezi doar să pun un video așa, zi, un TikTok din ăla cum face toată lumea. Dar live-uri eu nu. N-ai să mă vezi niciodată pe TikTok. De YouTube eu nu renunț, dar cu TikTok-ul n-ai să mă vezi niciodată. Nu știu, mi-a căzut mie așa. Acum ce zice?
Zice, bă, frate, trebuie să te dezbraci de caracter, trebuie să te murdărești. Bă, eu nu pot, mă, frate, să mă murdăresc. Ești nebun la cap. Bă, nu pot. Și nu-i vorba că nu i-a zis la omul fa. Bă, n-am mai intrat pe TikTok, ai înțeles? N-am mai dat. Bă, și mi s-a scârbit deodată. Deci, pe bune, mi s-a scârbit exact cum zice Ileana. Bă, mi s-a scârbit deodată de online. De șmecher, de mafios, de pușcării. Bă, nu mai vreau să mai vorbesc de pușcării. Nu mai vreau să... Adică vorbesc de pușcării, traga pușcării. Ce dracu mă stau să vorbesc eu toată ziua de pușcării? Eu am făcut vlogurile mele cu fapte, cu una cu alta mai de mult. Bă, pamflet, îți dai seama și zic, nu mai intru eu, mă, ce dracu stau eu, mă, mie nu trebuie nici 13 euro, dar nu zic că la băiatul respectiv îi trebuia 13 euro, Doamne ferește, băiatul respectiv face live-uri, de plăcere, îți dai seama că nu îi trebuie lui ăla, ăla are situație bună, băiatul. Salutări, te salut, Sorin Vida, te salut, frate. Acum ce zic, bă, nu mai intru, m-a speriat vorba asta, cum adică o să mă dezbrac eu de caracter, să murdăresc caracterul, asta a fost vorba, să murdăresc caracterul. Așa s-a exprimat băiatul respectiv, într-adevăr, la ce este pe TikTok, își pune găleata în cap, se bagă în WC-ul, se aruncă de pe geabă pentru 3 lei, 2 lei, îți dai seama că el s-a referit corect, a formulat corect, dar pe mine ideea aia m-a speriat și a zis, du-te bă frate că eu nu fac așa ceva, păi eu nu mi-am murdărit caracterul, eu când mă uit în oglindă, eu sunt intact. Nu mi-am murdărit caracterul cu justiția, cu una, cu alta, cum adică, e ca și cum, du-te-mă. Nu pot, frate, eu să fiu așa, eu sunt original, eu dau drumul la live și dacă mi-e să bine, dacă mi-e să rău, asta e, ăsta sunt, așa mă cheamă, adică n-am nicio problemă, înțelegi? În schimb, aș spune chestia asta, ai zis, bă, Antoine, a, bă, dacă m-ai invitat la... Să dea 7 cuțite, mă duceam să mor eu, dar asta m-a speriat, să mă dezbrac eu de caracter. Lasă-mă! Și după aia mi-a venit alții în cap care vorbeau cu mine, frate, și pe bune, ei mă contactau, eu nici nu-i sunam să mor eu dacă nu, chiar dacă sunt mai mic eu așa. Și ce crezi? Evident, am transformat pe aici, pe YouTube, pe TikTok, pe una, pe alta. Era scârbă într-un fel. M-a scârbit, frate, vrei să te vii? Bă, m-a scârbit, m-a luat așa, iurea și am avut și ceva probleme și am zis, bă, vreau să stau mai mult cu familia. Vreau să recuperez un alta timp, vreau să... Adică stau cu familia, frate. La ce mi-ar de mie să stau să mă juri ăla, să mă juri eu cu ălălaltul? Și eu nu pot, frate, să fac. Eu când înjur, am ceva cu cineva dacă înjur. Și în trecut, eu când am înjurat, pe mine două chestii sunt. Nu mă pune nimeni. Te salut, frate, te salut. Nu m-a pus în viața lui nimeni. Bă, nimeni nu mi-a dat mie stânga-dreapta. Ai, frate... Nu există așa ceva la mine. Înțelegi? Eu nu sunt săgeata la nimeni și n-am fost. Și în al doilea rând, nu pot, frate, eu să fac show-uri. Am avut oferte din astea să mor eu, de la oameni mult mai mari, care puteam să-mi ridic YouTube-ul, puteam să, ai înțeles, să explodeze. Și n-am vrut. Eu le-am făcut din capul meu așa, nebun. Bun, rău, ai înțeles? Dar să stai cu mine la masă. Să ne sunăm, să vorbim și după aia să dau drumul la live și să te înjur. Nu pot, frate, vrei să te mii? Pot să mă condamn, dar eu nu pot, nu sunt actor. Eu sunt băiat normal, simplu, ai înțeles? Și văd de treaba mea, văd de familia mea, de situația mea. Și de asta n-am mai intrat. Ăsta e un motiv, într-adevăr, care n-am mai intrat. Au fost mai multe motive. Ba, am avut probleme, ba, cu justiția, ba, cu legea, ba, cu procese, ba, una, ba, alta. Și am zis, bă, stau un pic mai retras, că... E mai bine, ai zis, bine, bă, dar ce erai tu chiar așa vizibil? Da, mai bine așa. Într-adevăr, mai repet încă o dată, băi, mulți fraieri, sclavi de meserie, s-a dus la omul ăla respectiv și mă vorbea prost. Vorbeau ei prost, vorbeau, aveau dinții. Aș putea să iau de toate alea urât. N-au ei vorbi, n-au nici putere să-mi dea replică, dar nu vreau. Pentru că nu-mi trebuie, frate, mie TikTok-ul. TikTok-ul pentru mine poți să faci nu 50.000, 100.000. Când vine vorba că eu trebuie să murdăresc caracterul, eu niciodată nu murdăresc caracterul. Nu mi l-am murdărit pentru niciun ban în lume și crede-mă ce spun. Bă, știi bine. Deci știi bine. Când ești afară, ai posibilități, ai oportunități. Înțelegi? Și ai putea să-ți murdărești în ghilimele caracterul, nu știu cum. Că nici nu știu metode din astea să-ți murdărești caracterul, pentru că eu am preferat puțin, dar curat. Eu de-aia n-am fost cu
nu știu cine în brigadă, aliat cu clanul nu știu cine și tot așa. Pentru că eu am vrut puțin, dar nu săgeata la nimeni, nu absolut nimic. Pe capul meu și înțelegi ce vreau să zic. Și asta a fost chestia cu TikTok-ul. M-a speriat. Bă, ce să te sperie, mă, frate, m-a speriat pe mine pușcăriile, nu m-a speriat faptele, m-a speriat TikTok-ul, m-a speriat vorba aia așa, zic, bă, frate, nu mă, frate, de mine, eu sunt băiat cum trebuie, eu sunt exact cum trebuie, nu ciuribule. Ce dracu, stau să mă cer cu om, nu, frate, nu-mi stă în caracter. Îl salut pe calea asta, îți dai seama, bă, nici cu omul n-am mai vorbit. Aiurea. N-am mai vorbit cu omul, dar nu că supăra pe om sau Doamne ferește. Le-am avut și eu pe ale mele și l-am mai văzut pe om pe live. Într-adevăr, eu am urmărit altceva, că erau și de aici care intră pe YouTube și alții de pe la Galați, tot îi urmăream eu că vorbeau prost și zic, bă, aveam o convenție cu omul, bă. Îți dai seama când zicea tot, tu dacă ești prietenul meu la masă și pune ceva la cale, nu-i normal că eu zic ție și tu zici mie. Bă, nene, vezi că a intrat ăla și te-am jurat și a dat, a zis că ești așa, ești așa, da, bă, dă-mi probele să le văd. Și după aia îl făceam eu varză aici. Dar ce crezi? A intrat alții care nici nu-i cunosc în viața mea. Bă, a văzut pe la unul, pe la altul, părerea mea, niște fraieri, niște sclavi care își dau singur grade, grade. Când i-am uns cu gradele, bă, m-am săturat, bă, de șmecherii, m-am săturat de pușcării, m-am săturat de arestări, m-am săturat de toate. Când i-am uns pe unii grade, șmecheri, mafioți, interlop, până vine garda. Și când vine garda, plânge. Plânge, alții din șmecheri au devenit sifoane pe platformele astea. Alții, bă, fel de fel se transformă lumea de la o zi la alta. Și n-am mai vrut, frate, să mai intru. Asta e toată povestea. Astronautul, suntem aici, a zis. Băi, nu te văd, astronautule. Nici nu mi-e frică de tine. Nici nu mi-e frică de tine. Bă, și din una la alta, ce crezi? Sunt și băiat cu minte, sunt cel mai cu minte băiat, pe bune, sunt cel mai cu minte. Văd de treaba mea. Am vrut să schimb ceva, frate, la mine, merg la lucru, hai să zici, bă, Antoane, muncești, băi, muncesc. Băi, Antoane, unde muncești? Băi, fac o muncă așa mai, de Doamne ajută. Dar muncesc pe bune. Muncesc, stau lângă familia mea, într-adevăr, m-am schimbat puțin și de la al doilea copil care mi-a venit acum, și de la probleme, anumite probleme, uite, am avut... Acum 3-4 zile iar o instanță pe la tribunal, acum azi, luna viitoare pe 19 am aia cu dacă mă scoate din Italia sau nu, îmi trebuia un contract de muncă, dar nu-i vorba că aveam prieteni și puteam să mi-l fac așa, dar am vrut să schimb ceva la mine, că e mai bine să mai bucur și familia. Ai lasă-le dracu de șmecherii, că șmecheria te duce la pușcărie. Și am mai zis eu, decât să muncești la pușcărie, să fii slugă la pușcărie pe acolo, care eu n-am făcut în viața mea asta și nu o să fac niciodată în viața. Adică, ferească Dumnezeu, dacă ar mai trebui vreodată să fac 2 zile de pușcărie, eu la pușcărie nu mă angajez niciodată și nu consider asta o șmecherie afară să fii... Da, bine, că eu cunosc oameni foarte grei în România, care afară, știu eu, munceau pe șantier. Nu, nu muncesc pe șantier, dar n-am nimic cu băieții care muncesc pe șantier, tot respectul. Dar ca fapt divers, adică și e o problemă, e important că și întreține familia, care are familie. Ce muncești și pe cât? Curiozitate întreb. Bă, muncesc bine, frate, sunt șofer și transport viață. Ai să zici, cum? Viețile mele, transport viață. Și câștig un salariu destul de ok. Bă, destul de ok. Adică un salariu cum trebuie. Pentru afară, știi? Am mai făcut munca asta, până 2000, care m-a urmărit de mult, am mai făcut munca asta până 2009, 2010, exact când am luat permisul. Am avut și ceva accidente atunci. Cu duba, știi? Am o dubă din aia nouă, știi? Am o dubă nouă. Bă, dubă, oricum.
cum trebuie. Știi? Bravo, frate, mă bucur pentru tine. Da, să mor eu. Și nu-i vorba că te-ai lăsat la mâna ta. Bă, ce șmecherii, bă, gata, ajungi. Și nu-i vorba că ajungi la o vârstă sau... Dar tragi linii, bă, frate, am fost arestat de 2 ori într-un an. Bă, dar oare familia mea nu merită ceva mai bun sau... Hai să zici, bine, mă, Antoane, și înainte nu te-ai gândit la familie. Bă, te-ai gândit, mă, frate, dar vezi tu, ba, anturajul, ba, poate capul. Bă, trebuie să mai și schimbi, frate, și nu-i vorba că e în joseală să te duci la lucru să întreții familia. Eu consider că mai bine e așa, păi eu plec când vreau eu, frate, pot să plec la 9, la 10, la 11, la 12, când vreau eu pot să plec, adică n-am un orar, n-am un înțeles ce zic, eu muncă ok, cred că fac și vloguri. Bă, e ok, foarte ok. Într-adevăr, trebuie să ai cap, să ai creier, să ai psihic bun, înțelegi? Că dacă nu te duci tu, moare lumea și tot așa. Bă, duc oxigen, frate, înțelegi? Am și copii care le duc acasă, frate. Acum, ce crezi? Am mai făcut munca asta. Decât să te duci la pușcărie, frate, și să fii șmecher ca să muncești la pușcărie, mai bine stai afară în libertate și te duci afară. Bei o cafea la bar, două, trei, cum fac eu, îți pui frumos ochelare, te duci la lucru, îți faci treaba, vii înapoi la 4-5 acasă, ți-ai luat mașinuța ta, mai faci o combinație, mai ieși afară. Bă, ce-i rău? Nu-i rău în nimic și fără niciun fel de joseală. Dacă... Am văzut pe alții care și-au băgat în ei, frate, s-au futut și sunt pe TikTok-uri. E în joseală că te duci la lucru? Nu, frate, nu e niciun fel de joseală. Respect pentru toată lumea. Într-adevăr, eu și acum 2 ani, a știut anumiți prieteni de-a mei. Eu și acum 2 ani am avut o combinație cu munca, cu una, cu alta. Eu eram tot timpul la lucru, chiar făceam vloguri. N-a știut nimeni. Știi, doar partea aia rea, ai înțeles? Bă, Antor vorbește de furturi, de spărgeri, de pușcării, de a fost arestat. Bă, fii atent, vezi că când am fost arestat în Germania, eu am venit de la lucru. Pentru cine nu știe. Eu munceam. Și nu-i, frate, nici o joseală. Și munceam chiar bine. Ai înțeles? A trebuit să pierd una alta. Atunci am fost arestat, acum... Iar am fost pe acolo și n-am mai vrut eu să mai fac belele, că doar belele care am căzut au fost vechi, frate. Am numai din alea de acum 10 ani, de acum 7 ani. Probabil zi. Te salut, Cosmine, te salut, frate. Probabil și avocatul, frate. Avocatul nu-i bun. Cred eu, nu știu. Am avut acum 3-4 zile un proces și m-am dus la el și zic, bă, nene, avem un proces, risc 6 ani. Cu violență, cu una, cu alta violență, adică, băi, cu bătaie i-am dat la unul de la luat smurdul direct. Bătaie, violență. Acum ce zic? Și mă judec din 2019 pe fapta aia. Acum ce zic la avocat? Bă, nene, uite așa, 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 avocatul ce zice? Păi, dar stai, mă, liniștit că o amânăm, că oricum nu ești condamnat. Și lasă să te condamne, zice că o jucăm în apel. Băi, ești nebun la cam, mă vrei la... Pușcăria o fac eu, frate. Cum să mă condamne când vine omul și nu mă mai acuză? Vine omul în instanță și zice, nu, frate, nu e adevărat. Ar trebui să închidă procesul ăla. Nu-i logic, nu-i normal. Nu, domnule, lasă să te condamne și după aia vedem în apel. E ca și cum nu mai frâna, mă, tu cobori o pantă cu mașina, băi, nu mai frâna, dă-i înainte și dacă nu se rupe toată mașina, merge mai departe. Dacă se rupe, chemă în platformă. Așa și el. Să mor eu dacă nu. Eu de-aia am făcut pușcării după 100 de ani. Nu că... Aiuri. Înțelegeți? Ce mai ziceți? Ce mai faceți? Ce ați mai făcut? Ce ați mai dres? Băi, chiar mi-a fost dor să dau drumul. Să mor eu dacă nu l-am făcut din suflet. Am zis, dă-l, frate, dau drumul la un lac. Mă uita la unii pe TikTok-ul ăla. Mă uit pe TikTok. Că e platforma, sâmbătă, duminică, mă uit pe TikTok, dar în cursul zilei nu mi-arde, să mor eu dacă mi-arde. Când văd pe unii și cunosc după la mine, după acolo, mă, bulangii, fraieri, nu mai ține mă lumea cont. Ești fraier, ești bulangiu, dacă n-ai dat drumul la TikTok, nu ești maker, nu ești cunoscut. Uite, asta m-a speriat pe mine, pe TikTok. Am zis, nu-i de mine, tata. Mie YouTube îmi place, da? TikTok-ul nu-i de mine, frate. N-am eu ce căuta pe YouTube, pe TikTok. Dar ce căuta? Aici mi-am zis vloguri, mi-am făcut povești, mi-am
am prietenii cu unul, cu altul. E altceva, înțeles? Toate bune, liniștit? Da, frate, toate sunt cum trebuie. Tu cum ești, Cosmin? Ești bine? Sunt bine, frate, vrei să te vin? Sunt bine. Îmi văd de treaba mea, îmi văd de pătrățica mea. Păi nu, frate, că am ieșit de acolo și a început unii care sunt fraieri pe aici. Sunt trimită gardă, sunt trimită una alta, psifoneli, morți, răniți. Și am zis, ce fac, bă, frate? Iar cac pe la pușcării, iar fac, iar. Dă-le, bă, dreacu. Bă, știi, am mai zis eu mai demult, bă, frate, că caz la pușcării, să mor eu dacă nu. Mai oare ai fost un infractor care nu ți-a reușit, oare chinionist? Nu, e bine, mă, păi, dă-le, dreacu, din pușcării. Vorbesc unii din pușcării, de zici că au câștigat vreo 7 milioane de euro. Să mă dacă nu mi-ar veni greață mai și să vorbesc și să... Și eu am vorbit cu șmecher care a fost acolo și sunt prieteni cu oameni și să mă dacă n-am vorbit la pușcării cu ei. Bă, nene, uite, sunt oameni care faci, uite așa, uite așa, mai vorbi și eu de pușcării. Cum să vorbești, mă, frate, de pușcării mei? Bă, oameni șmecheri, mă, frate, te mint? Cum să vorbești, mă, frate, un șmecher nu, bă, frate, pe bun, un șmecher niciodată în viața lui nu o să povestească, să zică numai de pușcării în continuu. Când rămâne în cap, zice, bă, ești nebun, ai trage a pușcării, ai nebunii cu pușcării. Poate nici la familia lor nu ne povestește multe chestii. Povestește o zi, două, trei. Aiurea, după aia, gata, mă, las-o, dă-o dracu. Așa și eu m-am scârbit, frate. Am ieșit afară, stau să povestesc eu de pușcării. Dă o morție de pușcării să fii pe capul la gabori care stau acolo. Văd de treaba mea, văd de familia mea, de copiii mei și pa, la revedere. Mai fac aici un live. Bă, cred că o să-mi cumpăr o cameră de la aia. Am avut cameră, dar am vândut-o mai de mult când n-am avut bani. Te mint? Aveam un GoPro din ăla 9, cred, sau 10. 9, 9 l-am avut. Bă, bună camera, șmecher, te mint din aia micuță. Și mă uitam acum într-o zi, zic, uite bă, dacă aveam o cameră și așa stau singur în dubă, conduc, ai înțeles? Dacă aveam vreo cameră din aia, păi nu puneam eu, mă, camera, făceam câte un vlog din ăla șmecher, frumos. Și nu-i vorba că numai pe drum că conduci. Bă, frate, intru pe toate părțile, dai înapoi, ai cameră, ai... În fine, ai înțeles? Adică ai avea și să... Ar fi un vlog chiar ok, ai înțeles să faci la... Ai să zici, bine, Antoane, schimb contentul, dă-l morții lui de content, e vorba că schimb contentul, e vorba că făceai un vlog. Înțelegeți? Narcise, mai ești aici, fratele meu. Bă, Narcise e un băiat care ține aproape. Florin Turcu, la fel, nu e aici în seara asta, dar e un băiat care... Au membru, de luni de zile a ținut lângă mine, băi, le mulțumesc la toți membrii. Ai să zici, Antoane, da, ai membri, băi, am și uite, poate să confirmi băiatul dacă mai e aici, am membri, nu mulți, dar am membri și ține aproape de luni de zile, frate, de luni, luni de zile, sunt aia foarte puțin, dar sunt aproape, uite, e aici, te salut, Narcise, îți mulțumesc, frate, și de mesaje, tu mereu ce ai zis, băi, Antoane, ai văzut, mi-a trimis să iau și acum eram, nu ți-am mai zis, ai înțeles, bă, venisem de la muncă. Atât ți-am zis, bă, sunt cel mai cuminte. Știi că vorbeam noi și ți-am zis, bă, sunt cel mai cuminte. Venisem pe bune de la lucru. Mi-a chemat, po, intervenții, gata. Să mor eu când ți-am trimis poza, că tu ai văzut că era garda la mine. Adică, aiurea, dacă unul se duce la lucru, băi, mă duc la muncă, ești nebun la cap, vrei să oprești duba, să deschizi ușile ca să... Domnule, s-a furat o dubă la fel, auzi pretext. S-a furat o dubă la fel, domnule. Cu oxigen. Păi și unde mă, frate, dubă? Opa, că s-a găsit după 3-4 zile. Tebi, dar voi ce căutați? Păi căutăm niște arme. Bă, dă-ne dracu de arme, mă. Bă, tu nu vezi că eu vin de la muncă, mă, tată, ești nebun la cap. Ce vrei, frate? Nu-ți dă... Poate și lumea invidioasă, ai înțeles? Bă, mulți vrea să te vadă, știi cum? Da, frate, o caută cu tine nenorociții. Bă, frate, hai să zic.
Hai să zic de ce. Eu dimineața, într-adevăr, eu dimineața plec târziu. Bă, foarte târziu. Când vreau eu, uite, mâine un exemplu, pe la 8 și ceva. Plec, ai înțeles? Ei, luni, alea fac încet. Dar mă mai trezeam dimineața, bă, n-aveai somn, te mai lua așa și mă mai trezeam dimineața. Pe la 5-6 îi zici, bine, mă, Antoane, dar la 5-6 n-aveai somn. Bă, să mor eu dacă te mai ia gândurile câteodată sau și stresul, frate, și una și alta, în fine. La mine când vinea luna lui octombrie, lui noiembrie, mă lua stresul, nu știu, de vreo câțiva ani. Am pățit mereu arestări, frate, în lunile alea și mă lua stresul, ai înțeles? Eu luna lui octombrie mereu stres am avut. Nu știu, parcă așteptam ceva, parcă făcea ea rău, bă, nu știu exact. Și mă trezeam și mă duceam la un bar, frate, aici aproape. Acolo la bar, numai români. Bă, din 10 români care pleacă la muncă dimineața, ce crezi? Mulți? Mulți dintre ei, din aia 10, 8 mi-au fost dușmani. Acum, Atalica, sunt prieteni, dar prieteni. Salut, salut, eu sunt mai altfel. Eu sunt mai scump la vorbă, înțelegi? Vorbesc aici, pe YouTube, dar așa în viața reală e greu să stai la masă cu mine dacă nu ești ok. Dacă te știu că ești panoramă, asta la asta mă refer. Nu că sunt figurant eu. Aia din 10, 8, 9 sunt sifoane la gardă. Băi, sifoane la gardă, Timin, dacă eu nu-i mai știu eu pe cine, dracu. Acum care s-au făcut patroni, care morții lor, care ai înțeles? Bă, în fine. Eu îl salut pe 1-2 când intru acolo. Salut, frate, salut. Mă duc că beau cafea, am văd de treaba mea. Bă, n-am treabă eu cu, hai să zici, cu românii. Nu, frate, dar am eu treabă cu... Că aici unde sunt eu să mă rău, dacă nu... Îs puțin români, ok, vrei să te minți? Și o zic cu... Cu jenă o zic. Mi-ar place să fii băieți cum trebuie. Dar nu sunt, frate, faci fapte cu mulți și să mor eu. Că cazi la pușcării, nici nu te salut. Adică nici nu treabă familia asta. Nu știi, mă, ăștia de caracter. Mulți dintre ei, mă înțelegi? Mă, nu știi de caracter. Acum, eu știu că mulți pleacă de acolo, că iau carne, mă sea cu mine, când mă vede, zice, mereu mă întreabă, bă, dar tu sâmbătă nu muncești. Nu muncesc, frate, sâmbătă. Eu muncesc de luni până vine. A, ia uite ăsta. Stă la volan și a găsit muncă ca lumea. Bă, eu muncă cât de cât ca lumea. Nu să zici că cine știi, muncești la birou. Muncești, frate. Eu muncă cât de cât ca lumea. Curat, ai înțeles? Bă, e muncă și acolo. Dar ei au invidii, drag, dacă ei sunt fraieri, că dacă ai muncit cu ei sau te-ai duci cu ei la lucru, sunt genul ăia de oameni care lingi în curs șeful ca să fie un șef mai mic. Adică să te dea afară, să... Mă, mizerii mulți dintre ei, că nu zic de toți, dar mulți sunt mizerii, ai înțeles? Și mizerile alea, mulți dintre ei, mai au vorbiri pe la gardă. Eu îi știu pe la gardă și care mai vorbește pe la gardă. Îmi trimit de mine câte o percheziție pe cap, mai bă, zi, mai mi-a vreun frate, de-a meu mai face o percheziție. Mă, din astea, mă, din fraier, ai înțeles, vreun prieten și tot așa. Crezând cu gândul că mă distruge pe mine într-un fel sau altul, știi? Dar ce să mă distrugi, mă, frate, dacă nu m-a distrus când am avut belele, când făceam nenorociri, mă distruge acum când mă văd treaba mea și... Aiure. Ce lucrezi, Antoane? Bă, frate, ce să lucrezi? Duc oxigen medicinal, frate. Transport oxigen medicinal. Înțelegi? Bă, un fel de livrări. E tot dracul ăla. Livrări, că la domiciliu duc. Adică sunt oameni care are suficiență respiratorie și le duc acasă, frate. Livrări acasă, ai înțeles? Am adresa. Bam, dar nu mă arăt asta. A, mă, foaie, bam, 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 știi, vine de la calculator, ăla cu adresa, exact, livrări, frate. Alții îți duc cu pachet, eu mă duc cu... de la aia de oxigen. Bun, e și aici la mine în Germania. Bă, nu știu, frate, dacă... Eu am dubă de aia cu cruci, știi? Fel de farmacii, știi? Cum au alea la farmacii până afară, dar la mine scrie oxigen terapeutic din ăla. Nu știu, îți dai seama că e, în Germania ai zis? A, păi cum dracu să nu fii, frate? Am greșit eu. Cum să nu fii?
E, frate, îți dai seama. Numai la noi în România, băi, nu e sigur la noi în România cum se procedează aici cu... Eu chiar am vrut să fac, dar o să fac eu mai zi pe parcurs. Da, dar nu Cruce Roșie, Cruce Roșie ca ambulanța. Mă, eu am după din aia, te mint? Dar n-am, nu pot, bă. Tuba albă, frate. Tuba albă, normal. Înțelegi? Numai la noi, frate, la noi nu se transportă zi, nu cred că este. Aici e cu statul, cu una, cu alta, în fine. Se fac licitații, firme, știi? Înțeleg? Mafii, frate, te mint. Se face licitații, una alta și la noi România nu este, frate. Ar fi bine pentru oamenii care au o suficiență respiratorie la noi ar fi... Uite, eu am o bunică care tot așa avea nevoie, cine să-i dea, frate? Uite, eu duc acum la alții și taică mi făcea lucra de mult, ducea la alții și nu putea să-i dea lui mama lui cum ar veni, pentru că era la noi în România și la noi nu sunt, frate, din ăștia. Te duci, ții de la farmacie sau nu știu de unde, cumperi, trebuie să te duci tu. Nu, frate, aici îți vine pe acasă, adică te duci acasă, se lucrează cu statul, se lucrează cu cum trebuie. În Germania, da, e. A, frate, stau bine, nu văd de treaba mea. Cât o fi o lună, două, trei, că mulți care mi-a zis, zice, ți-a trebuit contract de muncă, când m-a văzut, îți dai seama, nu le vine să creadă. Ce faci, bă, te duci la lucru. A, să văd că s-au futut alții pur, au băgat în ei. Acum ăia tu nu vezi că ăia nu mai au respect, nu mai au bun simț, dă drumul la TikTok, dă drumul. Dai mă tu drumul la din ăstea că știi că are lumea video cu tine când faci anumite măscăreli. Cum dracu să dai drumul? Bă, n-ai cum să, bă, dacă ai o datorie. Că și eu am, vrei să te mint, am o datorie la tine, Cosmine. Dau drumul, mă ține să-mi dau drumul. Bă, nene, am o datorie, adică ce am făcut rău? Cine nu are o datorie, mă înțelegi? Să zicem că ai. Păi, nene, dacă îmi bagi în tine și dai drumul la life, înseamnă că ăsta e tupeu de bulangiu. Înțelegi? E tupeu de bulangiu. Când vezi că mulți dă drumul la life și au și succes și sunt și catalogați bulangii și sunt bulangii pe bune cu acte, zici, dă-mă morții lui lei așa și zici, dă-mă morții lui telefonă de YouTube, de ăla de zi, de TikTok. Nu-mi trebuie, frate, mie așa ceva. Nu-mi trebuie așa ceva. Bă, ce poți să ai? Poți să ai și tu, adică tine chele, aiurea după tine, să ai o datorie la ăla care nu i-ai mai dat-o sau că la iar sau, mă, din astea, sau, ai înțeles, un băiat. A, când ești bulangiu, parte și dai drumul la live și mai faci și din ăla, cine mă, eu să mă răfăm și eu te știu din viața reală, sau poate am prieteni, și pe mulți după YouTube și după TikTok am prieteni și știu ce le poate pielea. Zic, uite mă, bulangiu ăsta, fraierul ăsta, nu ține cont de nimic, mă, frate. Ai înțeles? Asta e ideea, știi? Și ei când m-au văzut pe mine când te duci la lucru, vezi, Doamne, dar ce faci, frate, te duci la lucru? Dar adică ce mă fac cu de rău? Tu la muncă. Și mi întreții și eu familia, frate, am și eu copii, am și eu familie, de ce să nu mă duc ea? Ai, eu sunt mafiot. Aha. Dar dacă mai cad pe acolo, trebuie să mă angajez să-mi dea aia 3 zile pe nu știu cât, că să ies beneficiu ca lumea. Că, vezi, Doamne, vreau și eu afară în libertate. Nu, frate, acolo așa nu mai merge. Bă, nene, nu mai merge așa. Băi, mă scuzați, dar bag și eu o țigară. Nu mai merge, frate. Dacă ești băiat, fii băiat afară. Te duci acolo și dai cu mopul. Păi și cu ce ești tată? Am făcut mâncața și pula și eu, o tentativă de omor sau știu eu, am vândut una, am vândut alta și m-am apucat să spăl secția aici. Lasă-o dracu, eu la mulți le-am zis acolo, îmi recunosc. Le-am zis, bă, lăsați-mă munca, dă o morții. Vrei să frâng prietenul meu? Nu mai munci la pușcării, dă o dracu de muncă. Dar nu-i vorba că e înjoseală munca la pârnaie. Adică afară erai mafiot și la pușcării muncești.
Tragi tu concluzii ce vreau eu să zic. Ești băiat inteligent. Hai bă, Antoane, câștigă lumea zilei. Da, bă, câștigi zilei. Dar de ce nu te-ai gândit afară? Cum afară sunt timblei și când ajunge la pușcării, dă șeful ceva. Păi, vrei să zic ceva? Păcate, lăsase de țigări, m-am apucat, frate, din cauza la belele, m-am apucat, să mor eu dacă nu, din cauza de la stres, de la una la alta, fumez două pachete și mă doare așa ziua, în partea inimii, nu știu, am zis să fac un control, fumez prea mult, exagerat. Și mai ales acum când te duci la lucru, una după alta, frate. Mai trece la cu motorul, zice, să mor dacă te vin, dacă nu, înainte să dau drumul la live, a trecut de 7 ori. Până să dau drumul. Și chiar am zis, bă, eu dacă mai trece o dată, dau drumul la live ca să audă oamenii că trece la cu motorul. Trece, frate, la cu motorul în continuu. S-a nebunit cu motorul lui. Și pe frig, și pe ploaie. Dacă dau drumul la live, trece. Înțelegi? Da, frate, asta e chestia. Asta e chestia, frate. Asta, să fie toată lumea sănătoasă, să fie toată lumea lângă familia lor. Asta și nu vezi că mulți am luat vorbă. Asta e șmecheria, domnule, asta e mafia, domnule, stai lângă familia ta. Băi, nu e asta mafia. Mafia e mafie, tu ești un băiat simplu care stai lângă familia ta. Sunt două treburi diferite. Vrei să te mint? Nu e asta mafia că stai lângă familia ta. Nu, domnule, nu e mafie. Ești un băiat familist care își vezi de lucrul tău. Mafia e acolo, la locul ei, e pusă bine. Ai înțeles? Mulți s-au băgat la subsol, au murit de la Totorina la Rafaele Cutolo. Înțelegi? Ăia mafioți. Noi suntem. Am făcut și noi greșeli în viață și acum ne vedem de treaba noastră. Mulți. Mulți care nu-și văd de treaba lor. Se duc la șmecheri, la mafioți, la interlopi. Băi, ferească Dumnezeu pe toată lumea, că să mor eu dacă nu. Și eu am momente ziua, mă mai cer cu unul, cu altul. În fine, am și eu momentele mele. Acum chiar am zis la unul într-o zi, să mor eu dacă nu. Zic, băi, cum e, tu dacă mă vezi că mă duc la muncă, asta înseamnă că sunt și fraier. Dacă îți demonstrezi după aia, mă bagi la pușcării. Având atâtea probleme, mă bagi la pușcării dacă îți demonstrezi. Te mai iei cu unul, altul, în trafic, ai înțeles că aici se conduce rău la nebunește. Acum ei dacă te vede la muncă, ce zice? Îi fraier. Dacă te dai jos și îi dai vreo capace, sună la gardă și tot nu-i bine, tot el câștigă. Așa că mai bine îl lași în legea lui, ai înțeles? Dar îți mai iese rău ăla din tine, adică băi, cât să supor, mă, frate? Băi, cât, mă, frate? Dar până când, domnule? Dar până când o viața mea? Înțelegi? Uite, bă, ce frig e, tremur să mure, dar bine și pantaloni scurți. Frig, e frig. Bă, la voi cum e frig? Narcise, am văzut că a nins la noi în România. Cosmine, tu pe în Germania, cum ești, frate? Bă, dar nu vorbiți. Ce aveți? Ce aveți de nu vorbiți? Băi, Antoane, nu vorbim că ne aude lume. N-am dat distribuiri, n-am dat nimic, am dat drumul așa la live. Înțelegi? Și m-am săturat, frate, și de anturaje toxice. De oameni care te sună, hai frate, să facem aia, hai să facem, băi, m-a scârbit, să mor eu, gata. Și nu m-a speriat pe mine, bă, nu speriat de nimic, să mor eu dacă speriat de ceva, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă speriat, la nivel de, că vezi, Doamne, nu mi-asum riscul. Nu, frate, nu, e scârbit, e două lucruri diferite. Lasă-i pe alții să facă, să mai ducă și alții, că eu m-am dus. Eu m-am dus de 2 ori într-un an. Să mai ducă și alții, frate. M-a scârbit, frate. Hai să facem aia, hai să facem aia, hai să-l ardem pe ăla, hai să... Bă, dă-le, bă, dracu, gata. A nins, e frig. Nu-mi place deloc vremea asta. Bă, Narcis. Eu mi-aș dori să mor eu dacă nu. Mi-aș dori să, dar vezi să nu-mi doresc prea mult când decembrie, acum până 19 zi, am aia cu extrădarea, dacă mă extrădează ăștia.
Și dacă mă extradează, cred că vin și eu pe acolo. Minus 4 grade pe Germania, aștept. Vine decembrie să ajung acasă, pleci acasă. Bravo, frate. Să vezi la noi, minus 15, minus 20. Băi, e frumos, mă, la noi. Mi-mi place când ninge în Arce, îmi place. Eu n-am mai prins zăpadă de ani de zile, frate. E, de ani de zile. Din 2020, când m-a dus elvețierea acasă. Când m-a expulzat. Bă, uite, ce tremur să mor eu. Dar bine, m-am făcut și duș, ai înțeles? Și am ieșit afară și frig. Dar nu pot, frate, să nu fumez o țigară. Da, la Galații Jale am văzut și eu cod roșu. Am văzut și eu narcise. Cod roșu. Dar e frumos, frate, mi-mi place să prind o din aia zi de zăpadă. Bă, frate, eu când eram mic să mor eu dacă nu... Bă, era zăpadă mare, mă, dar tu nu știi ce zic. Bă, din aia mare, mă, din metri, mă, frate, nu ca acum. Mi-ar place să mor eu. Eu mergeam de nebun pe zăpadă, n-aveam niciun stres. Mi-ar place să mor eu dacă nu mi-ar place. Da, bă, și a intrat unul și a zis, uite-l pe tâlharul. Primul când a intrat pe live a zis, uite-l pe tâlharul. Tu-s Dumnezeii, mă, de nebun. Ai, meriți omorât. Meriți omorât, bă, băiatule, așa ai zis de mine. Tâlharul, domnule, a zis. Andrei, cu fraierul la mă, frate. Da, frate, zăpadă mare, Cosmine, ce ai? Păi acum nu prea ninge așa, mă, frate, cum era odată. Bă, de mult, când eram noi mici, nu știu anii tăi, Cosmine. Am 33 de ani. Narcisul e puțin mai mic ca mine, cred. Dar, bă, frate, când aveam 5-6 ani să mor eu, dacă nu era zăpadă din metri și nebun la ta, făceai tunel. Mergeai pe un tunel de zăpadă. 26, mulți înainte, frate. Băi, făceai tunel de zăpadă. Mi-ar place. N-am mai văzut-o de ani de zile să mor. Și în 2020, când m-a dus aia, m-a dus în februarie. Ce zăpadă am prins eu? Puțin. Mi-ar place, frate, da? Ce vrei? Pe la străini, pe aici, nici zăpadă n-au ăștia. Ăștia au alte din ele. N-au nici zăpadă. Îți vai mama lor ăștia. Eu am 28, frate. Am apucat și eu vremurile de zăpadă mare. Păi, mulți înainte, Narcise. Da, frate, ca în Alaska. Băi, frate, ăștia n-au, frate, ăștia... Nici Dumnezeu nu ține cu ăștia, să mor eu dacă te mint, dacă au ăștia zăpadă. N-au venit zăpadă ăștia. N-au zăpadă, trebuie să te duci pe muntele nu știu care și găsesc, mai duc... Am fost anul trecut să-mi duc fata la zăpadă. Sau acum 2 ani, nici nu mai știu, acum 2 ani, nu anul trecut. Eram la... Eram cu șmecheri anul trecut, eram cu mafia aia grea. Era la pușcărie anul trecut, ce dracu să... Mi-aș fi dorit eu. Acum 2 ani am dus fata la zăpadă, ce crezi? Mă, frate, dacă o luai din frigider, aveai mai multă zăpadă. M-am mai dus și la 100 de kilometri, pe munți, pe colo, îți duc fata la zăpadă aici. Ea nici nu știe ce înseamnă zăpadă, sani. Tu nu se știe. Înțelegi? Aveam sania mea, domnule. Aveam sania mea matriculată. Acum am văzut cu persoane din aia de plastic, șmecher, ai înțeles, 1 milion. A, nu mă, am avut fata în România când a fost zăpada. Mint, am avut-o la Timișoara, frate. Când am stat la Timișoara, până în 2018, din 2018 n-am mai prins zăpadă la 2018, da. A, bine, era mic, avea 3 ani. Da, de la Timișoara. Nu știu, poate mă sucesc deodată așa. Iau salariu și ce zic? Dă-o Dumnezeu, ce a zis, mă, că mă trimiteți în România? Dă-o dracu, mă, din Italia, lasă că plec eu singur. Nu mai, bă, nu mai faceți niciun proces, mă, le zic, la că am plecat. Le trimit poze de la vamă. M-a mai sunat pe mine odată garda, până în 2018. Antoane, unde ești? Este în România. Păi cum? Păi eu locuiesc în România, eu sunt România, zici, eu nu sunt italian, eu nu trebuie să stau în Italia, eu îmi bag în Italia voastră, i-am zis la telefon. Bă, dacă nu am jurat la telefon, stătea ăla ascultat. Eu mă bag pula în Italia voastră, eu sunt România. Cum, domnule, cum îți permiți, nenorocitule, că n-aveai voie să pleci? A, că eu sunt român, eu fac ce vreau eu plec când vreau eu.
Pun interdicții la ăștia voștri. Să vezi acum. A, știi unde am fost, frate? Să vezi acum ce este la Brașov. Nămeți cât casa. Bă, frate, știi unde am fost, Narcise? Am fost la straja acolo, frate. Nu știu dacă ai auzit pe la Petroșani, dacă nu mă șer. Bă, la Petroșani am fost. Frumos, frate. Am stat 2 zile acolo, dar mi-a plăcut. Să mor. Tot în 2018. La straja. Cred că zic bine, straja. Pe la Petroșani. Pe unde-i Guță, pe acolo. Da, bă, și lăutare, n-ai văzut, a devenit smart doi lăutare. Șmecherii ar să ajungă să zi, să cânte și lăutare smart doi. Da, bă, fel de fel de specimeni, domnule, fel de fel de specimeni. A luat o razna. A luat o razna lumea asta. Nici lumea nu mai era, bă, cum o știm noi. Nu mai e lumea cum o știm noi, Narcise. Înțelegi? Da, frate, în 2018 am fost la strajă. Bă, la Brașov n-am fost niciodată. Vrei să te mint? N-am fost. Bă, eu nu prea m-am distrat la viața mea. Pe bune vorbesc. Și ai să zici, bă, Antoane, n-ai avut o viață liniștită. Bă, nu-i vorba că n-ai avut o viață liniștită sau n-ai avut bani. Dă-i morților de bani, că bani am avut, dar n-am știut ce să fac cu ei. Știi care e chestia? Și ambientul unii trăiești, frate. Ca să zic pe aia dreaptă. Am trăit cu ăștia pe aici, nu știi să distrezi, nu știi, adică te adaptezi după ei. Nu mai mergi la un club, nu mai mergi la o discotecă, nu mai faci o distracție, nu mai faci o... Bă, eu până la 12-13 ani, cât eram în România, era ok. Când am plecat de acolo, mi-am stricat și copilării, mi-am stricat tot, vrei să te mint? Bă, tot, adică când pleci pe străini, nu mai e frate, nu mai... Parcă nu-ți mai arde, devii copil matur, nu știu cum să zic eu. Băi, mulți prieteni de-a mei care din copilării, dacă mă uit acum, bai pe acolo, bai pe acolo, adică se distrează lumea. Eu, aiure. Vezi o distracție, ce știu, te duci pe la Roma și la Coloseu și vin înapoi. Ambientul, frate, unde trăiești. Exact cum e aia, dacă ești în Anglia, ești mereu ud. Ambientul unde trăiești, te adaptezi și devii și tu într-un fel sau altul. Da, nu-i vorba că te-ai făcut italian sau te-ai făcut... Aiurea, nu am eu din alea. Eu nu-i ales pe aia care vorbește... Bă, ce crezi? Dacă ți-o zic pe ultima, bă, frate, care știi cum e Narcis, cum e Cosmin? Mă, aia de la București, care avea mie să-mi dea bani. Care avea să-mi dea mie bani când am făcut eu vlogurile alea, când m-a ars pe mine, m-a ars. A venit la mine, ai înțeles? Uite, am fost până la maică ta, i-am băgat o muie și ce crezi? M-a ținut acolo atâtea luni, nu m-a lăsat. Mai bagă una, mai bagă una, Antoane. Și am stat aici, ai înțeles? Și acum am venit, ai înțeles? Ca să vezi că sunt și eu braznic. Fratele, așa este peste tot. Noi oamenii am ajuns să alergăm după bani și nu ne mai bucurăm de viață. Da, să mor eu, așa este. Bă, Narcise, dar ce membru din ala frumos ești, cu galben, steluțe. Bravo, frate. Băiat care ține aproape și pe bune. Uite slugă ăla. A scris. Ai văzut? A scris și el. Vezi că sunt obraznic, mă. Sclăvetule. Alex Cosmin. Ești un prost. Ești un prost și un dobitoc. Antoane, îți faci bine treaba că înseamnă că avem hater. Îmi zicea lui Cobra. Lasă, frate, că dacă ai... Bă, unii Cobra. Și Cobra e un băiat care ține aproape. Să bag pula în familia ta, ai înțeles? Tu ai stat la curățenie la noi, futu-ți gura, bătii, și acum scrii pe ăsta. A, tu erai ăla care te-a legat de pat la patul 3. Tu-ți gura, dar... Ai din ăla și el cu pușcărie, erai bun la curățenie, erai bun la...
Bă, tu ești prost rău, tare de tot. Te salut, Ionuț Radu. Te salut, frate. Cosmine, tu ești prost tare de tot, tată. Lasă-l că e mic, nu știe. Dacă erai tu cu mine, ai de capul tău. Băi, mulți, știi ce zice? Lasă-mă că stai slab, așa are vreo 60-70 de kg. Băi, nu-i vorba că ai 75 de kg. Dar să mor eu dacă nu. Eu când trebuie să fiu băiat bun, sunt băiat bun. Când trebuie să fiu panoramă, sunt cel mai rău. Deci adică mă adaptez după situații, înțelegi? Ăla vorbește prost. Dacă era... Știi cât spălai tu pe jos? Terminai de spălat pe jos, eu intram în cameră. Am avut o curățenie din ăsta. Intram în cameră, domnule, că ai intrat acum și eu am spălat. Lasă-mă, că mai speli o dată de te morții tăi. Și te-am pus eu să o mori pe nevastă, dar vrei să te mint. Bă, dă-mă, frate, să-l blochez pe ăsta. N-am vrut să te blochez, dar ești prea prost. Dar nu te-am blocat, te-am făcut zi. Te-am făcut moderator. Ce morții tăi te-am făcut? A? Hai că te-ai dus frumos acum. Nu știu ce morții lui l-am făcut. Uite că tot apare acolo pe ăla. L-am pus pe morții lui l-am pus. Da, domnule, pe ce nu te-am pus eu să omori pe nevastă tăi, ești nebun la cap. I-am zis, păi, eu am pe nevastă de acasă sau pe mama, nu se mai plânge când spală 200 de metri de casă. Ai înțeles? Pe zi. Tu te plângi când speli o cameră, dă-te morții tăi, mai spală o dată. Așa și e bă ăsta, Cosmin ăsta. Băi, sunt și puțin răcit. Bă, dar nu mai pot să-l spun de acolo, de sus. Ce rasa în gură i-am făcut, frate. Așa mai erau și alți fraieri. Când am făcut și tot ăla cu, uite bă, mi-apare dunga aia și nu mă văd ca lume. Când am făcut și tot ăla cu băiatul ăla, cu Cristi, înțelegi? Când am făcut și tot ăla pe TikTok, mai erau și alții care aveau carne măsele și lătrau ei la pula acolo. Ha, domnule, că am zis, mă rătra prost, am vrut să le fac un din ăla, zic, dă-vă mă în pula mea, v-ați văzut și voi mafios, futu-vă în gură de sclav, băga mea și pula în voi să-mi bag, v-ați văzut mafios din ăștia în pula mea care v-ați băgat trei fraieri la muncă, futu-vă în gură să vă fut, v-ați luat o mașină în leasing și suferiți, futu-vă în gură din voi, ai înțeles? La ăia care... Vorbea ei prost acolo, la om. Păi zicea om, dar vedeam, mai înțeles că dacă aveam alt telefon, nu vedeam și la el pe ăla și nu apărea pe tot ăla. Lua ăla pula în gură, era unul, cred că dacă mă enervează mai tare să vezi două vloguri ce-i fac lui sclăvitul ăla. Bă, de unde pula mea mă cunoști tu pe mine, mă băga mea și pula familia ta lui, acolo. De vorbești prost. Domnule, că mă tăte morții tăi, dar nu cumva ai fost pe aici, pe la noi și nu te-am băgat în seamă. Băga mea și pula 3 lei donații care faci tu. Îmi trebuie mie 3 lei donații. Băga mea și pula fraierii care n-au loc de pula la alții. Ai înțeles? Era unul și el pe afară, pe Europa, vorbea el. Ca pula mea, stai și dracu, mă, că dacă erai șmecher, nu intrai să vorbești, mă, frate, de alții. Dacă erai cum trebuie, salut băieți, ce mai faceți, toate bune, așa se respectă lumea. Nu vorbește, mă, prost și fără rost, că nu mă cunoști tu pe mine, mă, mizerie lui acolo. Înțelegi? V-ați luat în pula mea 2-3 fraieri, v-ați luat o mașină din aia de tencuit, ați băgat 4 curățenii la treabă și hata că sunteți și voi băieți, v-ați făcut mafioți, ați făcut fapte. Ce pula voastră de fapte ați făcut, nu știu, că eu pe care știu și pe aici, să mor eu dacă nu, care știu numai colaborator la gardă a fost. Înțelegi? Te salut, frate, te salut, Adame. Te-ai găsit contul de YouTube? Băi, mi l-am găsit, Adame, mi l-am găsit, frate. Băi, cine mi-a furat contul de YouTube? Cum a făcut, am văzut ăla pe TikTok cu Costelușu, un digretar.
Bă, un decretar, așa am făcut eu cu contul de YouTube. Uite, bă, că nu mai le-am pus bara lui ăla și îmi stă și nu mai pot să zi. Nu mă văd bine de... L-am pus pe ăla în bară sus și nu mai mă văd bine, ai înțeles? Da, mă, frate, nu vreau eu să înjur sau să... Da, dacă îmi sară odată țandra să vezi ce le iau pe ăla, că vezi, Doamne, îl mai știi și ăștia pe aici. Mă, un fraier, mă, s-a văzut și el pe culo, pe culo și vorbea el prost de bine pe acolo. Ai înțeles? Și nu numai unul, vreo doi, trei. Care aveți ceva cu mine, sunați-mă, că știți unde mă găsiți, la ăia rău. La ăia rău. Și vedeți dacă muncesc sau nu și dacă mă prezint sau nu, dacă trebuie. A, nu, certuri din astea din online, că pula mea, că faceți voi, dai, dați-vă în pula mea cu aia care sunt fraieri, mă refer. Aici avem numai băieți cu respect. Însătul de din alea, eu când văd certuri din alea online, când mi-apare, să mor eu, dacă nu dau așa, dă-te, mă, morții, bas, tu faci, tu tai, tu, pe cine morții tăi tai, mă, când ai tăiat pe nimeni, putut gura. Mai sunt unii, bun, nu toți, dar 99% pe TikTok-ul ăla șmecher, ai înțeles? Tai, fac, drept, n-ai văzut ce le-a făcut, i-a luat să mor eu, direct interdicție, nu o mai intri nici pe TikTok, nici pe YouTube, pe nimic. Ceva normal, frate. Ceva normal, adică, bă, nene, nu fă, bă, frate, din asta. Vezi că eu am prieteni pe la Pârnaie care s-au bătut în câmp, să moară familia mea în câmp s-au bătut. Bă, în câmp, pe bune. S-au bătut în câmp, i-a luat o cameră pe oamenii respectivi. N-a știut, frate, că e cameră în câmp, dă o morție de cameră, de unde să știi. Și să moară familia mea dacă nu le-a dat tulburarea liniștii și ordinii publice. Și știi că te, numai aia e încadrare mare, nu mai știu, 3 ani, 2 ani, 3 ani, ceva de genul. Și a zis oamenii în instanță, bă, nene, ce am deranjat? Frunzele, copacii, ce am putut să deranjăm noi? Ca să vezi. Ca să vezi, ai înțeles? Da, păi să te duci pe stradă să hau, bau, hau, țau. Ce am cauți Pârnaie, ești nebun la cap. Fă, mă, dracu, ceva util dacă tot te duci pe la Pârnaie. Fă ponturi de mele, cum am făcut eu pe Elveția. Am văzut că a scos Salam o melodie. Du-te la austrieci, l-a furat. Am fost de mult, tată, eu pe acolo. Fost eu de mult pe acolo. Dar să nu te prindă cum te-am învățat, zici. E belea aplicația aia. Nici mie nu-mi place. Când îi văd pe aia, fac, da, frate, te ia scârba pe bune, Adame. Mă, că le vezi. Mă, nu vezi unul prost acolo. Bă, să zic, bă, nene, salut, bună seara, eu sunt cel mai prost. Mă, nu vezi. Eu să moară familia mea, desmembrez, fac, drept. Mă, te uiți la el și tu poate îl cunoști sau ai prieteni comuni. Zic, ce uite, bă, bulanciul ăsta e chiar slug. Bă, tu auzi cât mai nou sunt care s-au futut și sunt pe YouTube, pe ăla, pe nu, pe YouTube, nu, că e greu pe YouTube, frate, să fii. Trebuie talent pe YouTube și nu că zic talent, că eu nu am talent, eu am sinceritate și eu n-am talent. Că dacă aveam talent, n-am, frate, eu talent. Dar trebuie să fie altceva pe YouTube. A, TikTok, ești fraier, prost, șmecher, dai drumul, nu contează, poți să dai drumul. Bă, nu toată lumea, frate, nu vorbim în masă. Dar o mare parte. Uite, am văzut un băiat, să mor eu dacă nu, am văzut un băiat, pe bune zic, pe TikTok, și a zis omul de la început, bă, nu l-am crezut. A zis omul de la început, dar pare, bă, dacă îl vezi, tu ai ochi, nu ești prost. Îl vezi, știi, bă, ăla-i fraier, ăla-i băiat, ăla-i slug, ăla-i curățenie, ăla-i îi pachetară, îl lantui, mă, îl vezi, n-ai cum să n-ai ochi, că înseamnă ești prost dacă n-ai ochi și tu îl vezi. Bă, eu l-am văzut pe omul respectiv, e un băiat, nu știu cum îl cheamă, adică nu mi-amintesc cum îl cheamă, i-am dat follow din ăla. Băi, omul a zis de la început, a zis, bă, nene, mie nu-mi trebuie, eu stau așa pe ăsta, mie nu-mi trebuie cadouri, îți dai seama, am zis că aia, pula, harneală, vrăjeală, mâine încep și ăsta cu jocuri. Bă, să mor eu dacă... Uite, de luni de zile l-am la urmărit și să mor eu. Uite, și seara asta mă uitam la băiatul ăla. Face, dar are la închis de cadouri. Nu vezi cadouri, nu vezi nimic. Vorbește așa, știi, face cum fac eu un live, dar nu, fără absolut nimic. Tot respectul băiatul ăla. Bravo, bă, tată. Poate că intri și tu, dar nu-i vorba că dacă primești cadouri, băi, frate, joseala e când te măscăriști. Când îți...
te ungi pe față, când îți pui maioneză pe ochi, când te bagi cu capul în WC, când te arunci de la etaj, când îți pui rochii, când faci dansuri, când o iei în gură, când te pui capră. Ălea sunt în josel, nu când dai drumul la cadouri, aia e iurea. E ca și cum am eu asta acum cu monetizarea și zic, a, nu domnule, înseamnă că nu mai sunt băiat ca monetizarea pe canal. Nu, frate, n-are nicio treabă, e relevanță, adică gândește că n-are nicio o problemă treaba asta și nu zic că vezi, Doamne, că am eu și... Dar nu are nicio treabă. Asta să nu faci astea, mă înțelegi? Să nu faci măscăreli de joasă speță. Am șters aplicația din telefon. Da, mea, ai făcut bine, ai reușit, frate. Eu n-am șters, o recunosc, dar cred că trebuie să o șterg. Cred că ăla e cel mai... Asta e următoarea schimbare care o fac eu, ai înțeles? Te salut, Andrei, te salut, frate. Cred că asta e următoarea schimbare care o să o fac. Să știi că am vrut să o șterg. M-am vrut să o șterg. Mă, când mi-a zis băiatul ăla, băi, frate, repet, mă, nu-i vorba că vezi, Doamne, te-ați speriat. Mă, dar când mi-a zis ăla băiatul, zice, băi, Florin, bă, mai faci și tu acolo 2-3 lei, dar trebuie să-ți murdărești, frate, caracterul. Acum vezi tu, omul mi-a dat ca consiliu, ai înțeles, ca cum ai zice tu, băi, Antoane, nu te du, frate, nu sparge acolo, nu rupi, că nu găsești nimic. Așa mi-a zis și băiatul. Bă, dar trebuie să te murdărești, să-ți murdărești caracterul. Asta e, când dai drumul la aplicația asta, nu mai trebuie să ții cont. Am simțit așa, că a intrat ceva în inimă, vreo 5 gloanțe, m-am făcut în bucăți. Salut, frate, te salut. Hai, cât dăm mâine drumul la live, vedem ce-o fi. Am închis, nu mai intru. Ce să fac, mă, eu să murdăresc caracterul? Păi nu mi l-am murdărit. Nu știu. M-am dus la pușcărie singur. N-am luat pe nimeni după mine. Și oamenii care i-au rămas afară, ai să zici, bă, Antoane, dar te-a ajutat oamenii că ți-a dat. Bă, să moară familia mea dacă mi-a dat un euro. Și crede-mă că m-am înjurat cu unii, eu îi ziceam una alta și el m-a înjurat de morți. Ca să vezi. Și la o lună m-am dus la pușcărie. Era murdărie de caracter dacă ziceam, da, domnule, uite, și așa mi-am luat 10 luni, că am avut grup infracțional. Zic și eu cine a fost în grup. A fost cu tare, cu tare, cu tare, nu mai dați mii 10 luni. Sau dacă îmi dați mii, dați și lor. Puteam să fac eu asta vreodată? Niciodată în viața mea. Aia e murdărie, acolo sunt murdări și care. Adică eu nu mi l-am murdărit acolo, pentru libertatea mea. Ce fac, murdăresc pentru 13 euro? Păi am făcut 13 euro pe TikTok și i-am donat la un copil. Să mor eu la un copil care... Era în problemă și nu te lasă inima, că ești părinte și ai înțeles. Da, frate. Da, Andrei, ai înțeles? Adică, pentru 13 euro, păi eu mi-au două pachete de țigări, frate, ești nebun și eu să murdăresc caracterul, dar pot să-mi iau 100, dar la mine, mă, frate, pentru mine banii, așa ar trebui să fie pentru mulți și pe bune, zic. Trebuie să fie doar pentru strictul necesar și întreținere. Mie banii niciodată în viața mea, crede-mă ce spun, mie nu mi-a plăcut banii. Bă, nu mi-a plăcut. Sunt oameni care le plac bani. Nu știu, fac orice pentru bani. Dacă nu au bani, suferă. Bă, eu dacă am un euro în buzunar sau dacă nu am, sunt același om. Dacă am 10.000 de euro mâine în buzunar, sunt același om. Bă, să moară familia mea dacă eu iubesc bani. Eu nu știu ce înseamnă să iubești bani. Bă, îl folosesc pe bani. Îți trebuie pentru întreținere, că fără bani, nu știu, dacă era în afară, în loc de bani, să zicem așa, era, nu știu, plumbul. Îți trebuia plumb. Ce făceai? Iubeai plumbul? Ești nebun la cap? Te salut, frate, te salut, Ciprian, te salut. Am crezut că te-ai pensionat. Nu, încă nu, încă nu. Încă nu m-am pensionat. E bine să ai, bravo, e bine să-ți dorești, dar nu să iubești banul. Când iubești banul, frate, înseamnă că faci... Bă, frate, tu ai văzut, o iubești pe nevastă ta, un exemplu. Tu faci orice ca să fie bine în casa ta, în familia ta. Așa e și cu banul, frate. Tu dacă ajungi să iubești banul, păi tu nu mai ții cu car și pe cadavre să moară familia mea, că iubești banul. Eu nu iubesc banul. Eu niciodată în viața mea n-am iubit banul și pentru mine, repet, că am avut, când am avut, m-am comportat la fel. Bă, la fel m-am comportat. Eu am avut și bani mulți
Și mașini din mult, acum nu am, vrei să te mint, am o mașină din asta normală. Am avut mașini, păi eram unicul român aici care avea mașini cum trebuie, care alții ce făceam eu acum 10 ani, îi fac acum. Și pe muncă. Înțelegi ce zic? Ei, eu făceam pe șmecherii, pe una alta și mergea bine. Dar niciodată, niciodată. Da, am făcut aroganții pe bani. Băi, am făcut aroganții pe bani. Dar să iubesc banul, să moară familia mea dacă există așa ceva la mine. Dar nu există, mă, frate, să iubesc banul. Dă-l, mă, dracu, zic. Eu, în primul rând, îmi pun, adică, mă gândesc uman. Bă, frate, trebuie să fac ceva, da? Dacă nu există să murdăresc caracterul, să mă fac de rușine sau, știu eu, să îmi fac familia de rușine pentru bani, e ok. Dar dacă eu trebuie ca să încalc linia aia acolo, să sar binariu, prefer toată familia mea să mănânce pâine cu ceapă, dar eu binariu din colo nu-l sar. Dacă nu-i demn și dacă nu-i cum trebuie. Înțelegi? Asta e chestia cu bani. Da, păi pe YouTube sau pe rețelele astea de socializare să mă murdăresc eu caracterul, să mă jur eu cu aia de copii și de familie, copiii mei stea în cameră, dar nu-i vorba că ți-e frică de chestia asta, că poate îi dau curaj la vreo unul și vezi, Doamne, mâine intră și în jură familia. Îți dai seama că le-au de toți morții și înțelegi ce zic, dacă merită, dacă e vreo slugă, nici nu-l bagi în seamă. Băi, frate, pentru 13 euro sau pentru 15 euro sau pentru 150 de euro sau pentru 200 de euro. Nu, frate. Dă-i, mă, morților. Noi am avut bani întotdeauna. Cine a avut o să mai aibă. O luăm de la zero oricând, la orice oră. Deci că suntem bărbați, suntem capabili, suntem cum trebuie și dă-i morților de bani. Nu ne murdărim noi pentru bani niciodată în viață. Înțelegi? Nu ne vindem, nu ne cumpărăm. Păi vrei să te mint? Am membri de luni de zile și de luni de zile eu n-am mai dat drumul la YouTube-ul ăsta. Puteau oamenii să nu mai fie lângă mine și să mor eu pentru aia eu am dat drumul seara asta, chiar dacă nu sunt toți aici, dar pentru aia am dat drumul și din respect le mulțumesc și am dat drumul pentru aia. Că am zis, bă, pentru aia și pentru băieții care sunt ok, chiar dacă nu sunt membri, că eu nu urmăresc tot asta, frate. Vrei să te mint? Urmăresc tot asta. Dar în primul rând, a fost lângă tine și financiar, frate. Trebuie să fii recunoscător. Bă, nene, a fost și financiar. Bă, nu contează cât. 60, 70, 80 de euro. Cât s-a strâns acolo. Bă, dar a fost lângă tine. De ce să nu îi acorzi respect, ai înțeles? Ești printre primii care urmăresc pe TikTok, dar nu face. Nu, frate, dar ce-am făcut, frate, eu pe TikTok-ul ăla? 3 live-uri, aiure. Am făcut 3-4 zile, frate, ce am făcut? A, făcut, mă, frate. Dar nu fac eu, frate, de alea de fraier să... Aiure. Lasă-i, mă, frate, băi, când le ia câte unii interviu, eu mor când le aud. Cât ai făcut, domnule, luna asta? Am făcut, eu fac 50 de mii pe lună, 60, 70, 30, bă, numai așa, bă, hai să zici, bă, Antoane, dar face bani, bă, mai dă-i, bă, bă, lasă-mă, bă, cu banii lor, mă, frate, cu 70, 80 de mii, ăia poate nici nu... În 3 luni dacă îi face pe bani aia. A, bă, să fim serioși, ce dracu vorbim, aberații. Fac și ei acolo, dar ei umflă mult. Vezi, Doamne, laudă. Adică își spală rușinea cum ar veni. Lasă, domnule, că... Bă, zic eu să moară familia mea, na, uite că m-am jurat urât și eu nu mă jur, baiurea. Și care mă cunoaște știe. Eu când dădeam drumul pe aplicația aia la live să moară familia mea, dacă nu simțeam o joseală. Vrei să te mint? Și n-am nimic cu nimeni. Respect pe toată lumea. Doamne ajută să le meargă bine lor. Eu nu puteam să fac așa, vrei să te mint? Simțeam așa o joseală. Dacă dădeam drumul pe TikTok, pe YouTube n-aveam nicio treabă. Când dădeam pe TikTok, aveam... simțeam eu așa. Nu știu, mă, frate. Nu știu. Era ceva. În fin. Și nici nu stă bine pe TikTok, tu ești pe YouTube. Da, frate, da. Da, și asta e. Nici nu stă bine și plus de asta nu simțeam de ceva că nu-i cum trebuie, ai înțeles? În fine. Îi respectăm pe toți. Mesajul meu n-ajunge la ei, ai înțeles? Uite, Cătălin Cuțu, te salut, frate!
Te salut, alt membru frumos. Băi, Antoane, dar cum alții n-au membri și tu ai? Băi, eu am membri. Am membri, băieți care ține aproape, băieți care sunt ok, băieți cu caracter, băieți. Băieți, mă, nu fraier, nu nimic și nu calde, nu nimic, absolut nimic. Putea, uite, acum poate să dea Cătălin Huțu sau oricine să-și scoată membru și ar să vadă că respect la fel. Adică nu e niciun fel de problemă. Dar băieți care țin ok, țin aproape. Te salut, frate, mersi. Bă, am dat drumul seara asta la un live, Cătălin, am zis, dă-mă, frate, să fac așa un live. Bă, simțeam așa nevoia să fac un live, am zis mai devreme, probabil asculți mai zi, când ești și tu pe traseu. Ce crezi, Florine? M-am angajat. Cătăline, scuze-mă. Cătăline, ce crezi? M-am angajat, frate, așa, îi ascult și eu pe alții, pe boxe, cum asculți tu. Da, frate. Asta e situația, asta e zi toate acestea. Să fim mai buni, domnule. Să fim mai buni, că vin sărbătorile acum. Nu de alta, dar vin sărbătorile. Vin sărbătorile și să fim un pic mai buni. Ce ai făcut, Veri? Pe unde ai fost? A, eu nu ți-ai, tu mă cerți. Unde ai fost, Antoane, că nu te-am găsit? Păi, de când te caut, bă, Antoane, am crezut că m-ai blocat, dar nu m-ai blocat. Văd că ce să fac, frate? Uite, am zis mai devreme, frate. Am zis mai devreme unde am fost, de ce n-am mai intrat. Și toate. M-au amenințat, domnule, m-au amenințat nenorociți. La vârsta ta ai trecut și ai făcut multe. Ai tu ce povesti pe YouTube? Da, frate, nu mi-ar de bine din măscărici, aiure, din măscăreli. Am făcut 200 de vloguri și 200 le mai am la privat. Din respect pentru unii și tot așa le am la privat. Ai înțeles? N-am eu ce să povestesc dacă mă pun să povestesc. Dar nu mai, băi frate, am simțit nevoie. Nu mai vroiam, frate, să mai povestesc de pușcării. Nu mai vroiam, adică, bă, traga pușcării, aiurea, povestesc într-una, dă-o, dracu, dă-o morții de pușcării. N-ai, frate, nu-i vorba, băi, nu-i vorba că nu ai ce povesti de pușcării. E un moment care suferi, frate, indiferent de poziția fiecărui om, la fiecare persoană. Suferi, frate, la părnaie, pentru un fel sau altul. Chiar dacă ești băiat, chiar dacă ești în ghilimele șmecher, mafiot, ce vrei tu, suferi, că ești la închisoare, nu e un moment plăcut a vieții tale, când puteai să stai, nu știu, pe o terasă sau la munte sau la mare sau lângă familia ta. Ai avea ce povesti, dar parcă îți trăiești mereu, faci povești de pușcării și tu fiind în libertate, cum eram eu acum când am ieșit, parcă trăiam aceleași momente. Păi am aruncat mă una alta de pe acolo. Aruncă mă haine, aruncă Adidas și aruncă, bă, nu mai vreau să, și ai să zici, bine mă, traume sau nu, frate, gata, dă o morție, consider o staționare, un moment greu, stai într-una să vorbești de pușcării, traga pușcării, dă o morție de pușcării. Da, zice nebunesc când aud pe TikTok când se înjură de copii. Păi aia care înjură de copii, n-au copii, frate, tu nu știi? Știi cine e zi? Tu nu știi că așa se zice. Zice, mă bucur că te-ai liniștit. Mă, stai așa, mai bine, mai puțin, dar ești mereu lângă familia tot ce... Da, frate, păi așa este. Am vrut să mai îmbucur și familia și vreau să mai îmbucur și familia, că s-au săturat, frate. Probleme, probleme, probleme. Am și eu părinți, am și eu frați, am și eu copii, am și eu, ai înțeles? Super, mereu familia. Și măcar dacă ai face și tu vreo 5 milioane de euro. Așa, pe 3 lei, 2 lei, 6 certuri, 3 scandale, 2 fraieri, nu merge, frate, gata. Bă, te gândi, bă, știi ce, gata. Am fost un băiat care crede-mă ce spun. N-are ce să spună multă lume de mine și nu multă, cam toată lumea care mă cunoaște. N-ai mă ce să spui de mine, vrei să te vin doar dacă ești dușmanul meu. Și dacă ești dușmanul meu și tot zici, bă, lasă-mă, adu-ți steagul, pe eu aici să mor eu dacă știu al doilea român care a făcut fapte. Cine dracu, mă, că eu îi luam pe toți și le dădeam pâine. Ai înțeles? În fine, și nu-i vorba de laudă, nu-i vorba de nimic. Trebuie să știi când să te retragi, frate, asta e totul. Trebuie să știi când să te retragi, să-ți vezi de familia ta, de
chestia ta, că te ascunde ăștia și după aia știi ce zici. Aoleu, că m-au ascuns. Ce vrei, mă, frate, să-ți fac? Ești nebun, fii și tu băiat inteligent. Mai mi-ar de mie cu atâtea belele pe cap. Păi eu nu mai pot să mă cer cu nimeni, mă, dar păi să mai dai o palmă în cineva sau să mai faci o faptă sau să furi sau să spargi. Păi eu nu pot să mă cer cu nimeni, tu nu înțelegi că n-am cum să mă cer cu nimeni. Că dacă mă cer cu cineva și a zis chem garda, m-am nenorocit. Și ce să fac? Să pun iar familia pe-n poartă, iar vină, iar caută-mă, iar hai la vizite, hai. Doamne ferește, îți dai seama, mai am procese. Niciodată nu se știe. Dar căutăm să, nici să le căutăm cu lumânarea, mă înțelegi? Să stăm și noi așa mai bandițești, mai ca fraierii, mai deoparte. Când șmecherii sunt alții. Și mai zic asta, băi, nu e o mafie să stai lângă familia ta. Nu înseamnă că ești mafiot că stai lângă familia ta sau că ești șmecher. Ești un băiat normal care îți vezi de munca ta și stai lângă familia. Mafia e mafie în altă parte, noi suntem oameni normali, suntem cuminți care am făcut și noi anumite fapte la viața noastră. Am fost și noi pe acolo, pe străzi, am crescut pe străzi, am... Ai înțeles? Am știut să mâncăm o pâine, să fie bine. Și am dat o pâine, da. Acum fiecare, cum a știut. Ție ți-a ajutat Florine, lasă. Da, frate, să mai facă și alții. Să mai facă și alții, Andrei, că eu m-am căsătura, frate. Poate nu par, dar după zi, poate nu par după față. Am păr alb în cap, frate. Am păr alb în cap și nu e vorba, am 33 de ani, e vorba că am eu vreo 50 de ani. Dar tragi liniște, zici, bine mă, am făcut și ce am făcut eu. Păi n-am făcut, frate, nimic, dar am făcut fapte de nebun, am trăit, mi-am întreținut familia asta, da. Și pe lângă asta ce am mai făcut? Păi nu, gata. Gata, frate, gata. Cum am scârbit de TikTok așa dintr-o vorbă, așa te scârbești și de stradă, cred. Că strada e grea, frate, vrei să te minți, nu stă nimeni, nu stă mulți pe stradă. Nu stă mulți pe stradă. Strada e grea, mă, frate. Stai pe stradă. Nu e un cuvânt. Stau pe stradă. Că ieși acum la 10 noaptea și cumperi un pachet de țigări. Bă, să fii pe stradă și când să mor eu, dacă nu mulți, băi, mulți, lasă că vă mai povestesc. Eu mai fac eu vloguri. Și mulți italieni, când mă vede acum, când mă duc la lucru și când mă întreabă, zice, bă, frate, dar... Te duci la oameni acasă, nu? Da. Și nu te cunosc. Să mor eu dacă nu așa zici. Și eu am alte zone. Am zi. Am la 20-30 km am alte zone. Înțelegi? Și zice, dar nu te cunoaște lumea. Zic, bă, mai sunt care mă cunosc. Într-adevăr, când mai sunt pe aici și aici în zona unde sunt eu, e un alt băiat, ai înțeles? Și îl mai ajut eu pe ăla câteodată. Și când îl ajut pe ăla... Stau cu teama așa că mă cunoaște, că ai înțeles. Am prins și oameni că le era frică când m-a văzut la ușă. Să moară familia mea chiar aproape de casă. Când m-a văzut la ușă, le-a fost frică să-mi deschid. Să mor. Și eram cu oxigenul. Îi dădeam oxigen lui Măsa. Bă, butelii din aia, ai înțeles? Îi duceam oxigen acasă. În fine. Și în ziua de azi, faptele costă în grei de pârnaie. Dar nu când ziua de azi, ca mereu a fost așa. Andrei, mereu a fost așa. Poate n-au fost în cadrările, că azi s-au mai schimbat. Da, ai dreptate într-un fel. Da, mereu, frate, a fost așa. Da, ai făcut fapte. Bă, frate, eu dacă le adun, am făcut și eu câțiva anișori pe acolo. Înțelegi? Și nu sunt bune, frate. Dar nu că nu sunt bune pentru mine sau pentru tine. Sau, primul și în primul rând nu sunt bune pentru familie, frate. Nu sunt bune pentru familie. Înțeleg? Ție stă bine pe YouTube, nu la pârnaie. N-avem ce căuta pe acolo. Ferească Dumnezeu pe toată lumea și care sunt acolo să le dea Dumnezeu liberare cât mai ușoară și să ajungă la familia lor și știi ce le doresc eu la ăia. Bă, frate, știi ce le doresc eu la ăia? Să-și revină și mulți dintre ei să lese și șmecherile la o parte și combinațiile, să facă, să tragă o linie și să gândească, bă, frate, ce am făcut eu?
Am făcut un an de pușcării. Pentru ce am făcut un an de pușcării? Un exemplu. Păi am făcut pentru 1 milion de euro. Bun, îi am, s-a meritat, s-a meritat. Dar dacă nu i-ai făcut pentru un lucru care îi se merite, așa o zic, ai zis, bine, Antoane, dar acum ești lupul moralist, dar câte milioane de euro ai făcut tu? Păi tocmai asta e problema. Că eu nu am făcut și din greșeală, asta e o greșeală. Adică, bă, nene, dacă tu stai, stai pe ceva, dacă nu, vezi, bă, dracu, de lucrul tău, de treaba ta, de combinația ta, du-te, bă, nene, la muncă, că nu e o joseală să muncești afară în libertate decât să muncești pe la pușcării. La pușcării, dacă ești șmecher afară și la pușcării te duci și speli pe jos, o să ducă vorba de tine, că te cunosc eu, te cunoaște Andrei, te cunoaște Cătălin, te cunoaște, ai înțeles? Și ies oamenii, se eliberează și zice, bă, dar cine era Gheorghe? A, tăl, mă, pula mea, afară era șmecher și la până ai spălat pe jos. Și unde e șmecheria, întrebarea este? Unde e șmecheria? Păi nu e, bă, Antoane. Păi, ai înțeles? Adică nu muncești afară în libertate, muncești la pușcării. Speli secția pe acolo. Bă, vă jur, eu aveam pe cineva de la Galați foarte apropiat mie, eu îi ziceam mereu, bă, tată, bă, trăiască ce iubești tu, bă, dă o morții de muncă. Da, zice, s-a mărât, frate, zice, bă, și omul nu-i fraier deloc, ai înțeles? S-a mărât, frate, zice, bă, dă-o, dracu, frate, de muncă, gata. Parcă nu mă simțeam eu bine, ești nebun. Și nu-i vorba, lasă-mă, frate, uite, să reabilita omul. Băi, nene, tu n-auzi că la ies afară și afară nebunește pe toată lumea, îți dă de moarte. Nu-i vorba că se reabilita, că muncea la pușcărie și revenea. Că mulți aia face, bă, zicea, lasă, frate, că muncea. Nu, mă, frate, e total greșit. Muncea ca să îi intri 2 lei și, nu știu, să ia ceva din pedeapsă dacă îți lua sau să, ai înțeles? Da, dar câți ai tupeu să facă faptul? Băi, frate, băi, Andrei. Băi, Andrei, e greu, mă, frate. Da, nu-i vorba că ce am făcut eu. Bă, tu n-auzi că am avut, și nu o zic cu laudă, să mor eu dacă o zic cu laudă. Aveai câte 3-4 care venea cu tine. Și poate din aia 3-4, doar 1-2, te salut, frate. Samson, te salut. Doar 1-2, poate mai fusese cu tine, te știa. Ei, las 2 nu te știa. Bă, când vedea modul de operare, să moară familia mea, dacă nu se speria și mă chema la masă și îmi zicea. A fost unul de la București, când am făcut eu vloguri de Florin, ăla de la București, Florin îl chema. Nu știu dacă am dat numele pe ăla. Bă, frate, a venit omul cu bagaje, înțelegi bagaje la ce mă refer, nu la bagaje, bagaje din alea, că ești băiat inteligent și toată lumea care e aici, azi, băie super ochii. A venit omul cu bagaje, băi, nu mai bagaje din alea, una și una, ești nebun, nu mai din alea încăpătoare, cum trebuie. Tatuat, venit din Dubai, stătea, bă, dacă îl vedeai, ce ai, mă, frate, când îl vedeai pe ăla, ziceai, bă, să moară familia mea, că ăsta fac cu 5-6 milioane de euro într-o lună, adică nici nu mai întrebi a doua lună, că prima lună m-am realizat. Stătea pe masă, în fine. El a venit aici, în zonă unde stau eu. Acum, un nepot de-a lui alerga cu mine pe stradă și îi spune, nu mă cunoștea ăla pe mine, nici eu pe el, de unde să-l cunosc. Și doar ce venise băiatul. Și îi spune ăsta, băi, eu alerg cu unul, Florin, uite așa, de la Galați, un alta, ce zici? Băi, eu eram în țară, eram pe la radio, atunci se fac o revizie la o mașină, eram cu mașină din România și mă întorceam. Am mai făcut eu vlog, dar mai zic așa scurt, scurt, foarte scurt povestea asta. Acum omul ce zice? Hai mă să-l cunosc pe omul respectiv. Păi omul dacă era cu bagaje cu alta, îți dai seama că convenea și lui să cunoască un hoț bun, să-i aducă marfă, să-i aducă una alta, să cumpere pe un preț. Băi, capital, își făcea omul, își spăla acolo în față la ălea. Băi, era bine, înțelegi ce vreau zic. Băi, adă-mă pe Florin ăsta să-l cunosc și eu. Mă duc la el acasă, salut frate. Când vin eu ăsta ce zice? Hai frate, pe la el, salut frate, salut. Băi, frate, am fost și eu până în Dubai, am făcut, am dres, îmi zice el. Bravo, frățiorul. Dacă eu acum sunt slăbuț așa,
Zice Bogdan, băi, băiatule, une pana mea ai fost, te-ai ascuns de ăștia, m-am ascuns, m-am speriat, Bogdane. Te salut, frate, te salut. Bă, de cine să te sperie, de cine să te ascuns? Băi, Antoane, unde ai fost? Băi, numai băieți, ok, să mor eu puțin, dar caracter frumos. Toți care sunt aici și care le știu. Uite, pe Bogdan îl zi, pe Bogdan îl știu de mult, frate. Mersi, frate, mersi. Acum ce zic? Dacă eu acum sunt slab, ia gândește când aveam vreo 20 de ani. Cât aveam atunci? 22, 23 de ani. Da, cam așa, 22, 23 de ani. Nici nu aveam copil, aveam vreo 21, 22 de ani. Bă, frate, slăbuț eu, cum mă eu, ai înțeles? Salut, frate, salut. Da, săgeți mulți pe lângă mine să moară familia mea dacă n-am avut întotdeauna. Bă, întotdeauna am avut. Și mă știe ăștia pe aici, nu vorbesc din amintiri și nu vorbesc să mă dau mare. S-ar vedea urât să vorbesc prost. Mă, săgeți multi, te mint, multi, când făceam așa, sărea în aer, aia, aia, aia. Nu se ținea cont. Dacă vinea garda și se ruga de mine, te ești nebun. Mă, să vinea garda și îmi spunea, băi, te rog eu frumos, gata, că ne-am săturat. Eu nimic. Acum în casă la ăsta, salut frate, bă, am fost și eu pe Dubai, am fost arestat, am făcut o bijuterie, am sărit, am făcut. Păi, eu am zis, zic, bă, fii atent, eu într-adevăr, ai un dar ca hoț să-l citești pe om, dar de multe ori te prostești, ai înțeles? Și nu zic, poate nu de multe ori îl citești. Eu acum ce zic? Zic, eu te frate, băia bun ăsta. Îi zic, bă, frate, dar te bași și tu. A, nu, dar lasă că vedem dacă găsești ceva bun, în fine, ce vorbim noi acum? Acum nu vine, mă, frate, la vreo câteva zile și îmi zice la mișto mie în mașină. Eram în mașină cu mine, alergam pentru o treabă și el era cu mine în mașină. Acum ce zice el? Zice, bă, frate, am văzut ceva frumos, hai să dăm acolo, hai să... Hai, frate, eu când am sunat imediat, stânga, dreapta, înțelegi, pregătiți-vă, mă. Bă, nu mai mergea telefonul, s-a spart telefonul la un bar. Când se sună pe cineva, am rupt telefonul ăla din nervi, i-am zis la unul, dă-mă telefonul, ia bag cartela asta în telefon, a băgat cartela, am sunat, alo, pregătește-mă că în 2 minute sunt la tine, băi, alo, pregătește în 2 minute sunt la tine, ăla s-a uitat așa, poc, am făcut adunarea, hai mă să mergem. Când s-a urcat în mașină și când a văzut mod de operare, știi ce a zis? El era în față cu mine și eu, Ilanț, era în spate. Și mai vinea și din spate. Știi ce a zis? A zis, bă, mâncați aici pula, hai cu facem mâine. Lasă-mă, eu îi zic, lasă-mă, frate, de o aiurea, mâine. Mergem acum, frate, unde? Eu nici nu știam unde, mă, frate. Îmi explicase el. Eu nici nu știam unde. Ca să vezi cum... Acolo, acolo, mergi, mă, dar tu mergi cu mine, că după aia dacă nu mergi, devin săgeată. Nu, tu mergi cu mine. Eu nici nu știam locul, dar ca să vezi pregătire, hai să mergem. Hai, frate, când a văzut-o la pregătire, a zis, hai, frățiorul meu, las-o pe mâine. Îți las-o aiurea, mă, să moară familia mea mâine, mergem acum. Bă, s-a schimbat la față, s-a terorizat și când a văzut mod de operare, să moară familia mea, când a luat ușa de la mașină și când mi-a făcut una aici în piept, m-a lăsat fără aer la faptă, să moară familia, fără să-și dea seama din teroare. Aici, bă, fără, m-a lăsat fără aer, eram să cadă în genunchi, să moară familia, a zis că a tras vreo unul mini cu Kalashnikov. Ai înțeles? S-a terorizat. Am ajuns acasă, l-am trimis eu cu pălea mână, i-am dat. Am făcut vloguri, sunt vlogurile mai jos, cine are chef și timp poate să le vadă. Am mai dat încă o parte unde știam eu, am dat și acolo unde a zis el și în alte, în vreo trei părți odată, dar bubuie din alea mari, frate, nu mici. Și l-am trimis acasă și știi ce a făcut acasă? Și-a terorizat familia și-a terorizat și pe alea care era pe acolo, din plângea pe acolo. Și când m-a dus, m-a pus la masă și a zis, bă, mâncați aș pula ta, băi, mare față de mine, frate. Bă, transpirat de frică pe bune. Băi, mare față de mine de ani, mă avea atunci vreo... Cât dracu să fiu, 38-39 de ani, eu eram copil, 21-22 de ani. Băi, m-a pus la masă și mi-a zis, băi, mâncați aș pula ta, te respectă, îți cumpăr ce vrea, toată marfă, eu îți cumpăr. Nu-i de mine mâncați aș pula, am furat și eu, dar nu aș... Și nu zicea că era modul urât, că nu era mod plăcut sau că eu nu știa meserie. Bă, el n-avea inimă ca să ducă cum puteam eu să fac.
Și pe bunii vorbesc, n-avea inimă să moară familia mea dacă avea inimă și nu, că n-avea inimă, că nu era infractor. Eu mulți infractori, și mă cunosc aici, mă, eu nu vorbesc baiurea. Mulți infractori care mergeau cu mine, crede-mă ce spun, că își lua teroare. Eu aveam inclusiv prieteni de-a mei care mergea cu mine, când îmi pleca nebuneala din cap și știa parametrii unii puteam să ajung, se speriau. Mă, crede-mă că îi vedeam, se speriau și luau panică. Pe mine nu m-a interesat, avea momente, nu japcă. Păi tu auzi când vinea garda la ușă pe partea aia și eu eram în spate, pe mine nu m-a interesat. Am fost și prins în stilul ăsta. Bă, bune zic, eram prea nebun, prea... Când era vorba de bani și când era vorba, dar nu că iubeai banii, frate, dar când era vorba să-mi duc fapta la extreme, o duceam la extreme. Și ei nu putea să reziste. A, mulți, mulți. Și nu mi-i, băi, nu mi-i cunoscut de România. Nu vorbesc de 2-3. Mi-e rușine mie să zic de mulți. Poate că îi respect, dar nu mi-i, care sunt cât de cât cunoscuți la noi. Dacă aș da numele, ea știi 2-3 băieți care a fost cu mine și n-au avut inimă ca să o duc. Timid? Și cu asta am încheiat. Băi, frații mei, vă salut. Ca băiatul, frații mei. Apă bune. Vă salut pe toți, vă respect. De la Găleanț la Brăila sunt băieți cu sânge negru. Bă, nu neapărat, peste tot, frate. Sunt Andrei, peste tot. Peste tot în România, frate. Sunt la noi, în România sunt. Peste tot. Nu doar o zonă specifică a României a făcut, cum să zic eu, infractori sau băieți buni sau șmecheri sau... Nu. Uite, eu am fost și cu băieți de pe la Timișoara și cu băieți de la Cluj și cu băieți de la Sibiu și cu, de la Baia Mare și Oradea, tot așa. Ai înțeles? Da, dar nu ce am menționat. Seară frumoasă, respect și ai grijă de tine, de familia ta, mersi, Narcise, și ție și la familia ta, frate, toate cele bune. Băi, vă mulțumesc la toți, vă salut pe toți cu respect, mai facem live-uri, îți dai seama, un live, un vlog, poate facem ceva proiecte, poate facem, bă, nu se știe, că eu sunt pe secundă, zic drept, cum mi-a venit în seara asta, stăteam în pat, azi dau drumul acum pe YouTube, să rup YouTube-ul, cum domnule, să intru pe YouTube, mai iurea, să fac un live. Băi, vă salut pe toți cu respect, vă mulțumesc de prezență și Doamne ajută la toată lumea, fiți cum trebuie, lăsați-le dracu din mafioțeli că nu sunt bune. Marian, gata, unde ai fost, prietenul meu? Salut toate cele bune, te salut, prietene, multă sănătate ție și la familie. Doamne ajută la toată lumea și la familia ta, frate, la toată lumea. Nu, presimt că numai de Crăciun intru. Nu, frate, ai să vezi că în câteva zile, o zi, două, trei, dau drumul la live. Să mor eu. O să fac, frate, nu dispar. Băi, pe bune, nu dispar. O să fac, cred că fac ceva vloguri, să încerc mai multe vloguri și mai puține live-uri. Așa vreau să fac. Înțelegi? Te salut, Marian, gata, te salut, frățiorul. Dacă ai fost aici, de ce n-ai fost activ, mă, frățiorul meu, că tu ești aici cu noi, fratele nostru, de mult. Băi, Cosmin Botezat, te salut, frate, te salut și tu de tine. Mersi, frate, și tu de tine. Băi, vă salut pe toți, o noapte bună, Doamne ajută la toată lumea, gata, am ieșit.